singur că va pune și eșeloanele mai târziu. Va vinde fotbaliști cu 1 milion de euro. 1 milion de euro e bugetul anual al Academiei Hagi. Câți ani mai avem de tras ca România să ne oprim de fotbal? De dimensiunile unui Barcelona, unui Milan. Eu cred că nu sunt la nivelul lor. Sunt la nivelul lor, dar am și lor. Micul Nene e unul dintre cei mai talentați și jucători în Academie. La Euro 2020 și vrea să facă echipă cu Ianis, la Naționala Mare. Toți jucătorii de la Academie, toți jucătorii din țară, îi doresc să joace la un moment dat la echipa națională. Sâmbătă la ora 17 la sport.ro. Vedeți un reportaj exclusiv din fabrica de fotbaliști al lui Hagi. Cum ar fi asta? Nu te poți învăța de sorță, nu? Dacă lucrurile stau așa, Daurii nu trebuie să-și facă pe ei. Sunt răsfățații stelelor pentru anul acesta. Nu știu, nu sunt prescurtă. Pe stadionul prima ziarului, jucătorii au ieșit pe teren direct din Capitoliu. O machetă a sediului de Congresul American e a cel mai importantă decizii. Obama n-a venit să se vedea. Ceva mai însemnate de